La 1 Epistolă către Corinteni, capitolul 15, versetul 1 la 11, pagina 1125. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt, și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei. Noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Amin. Amen. Vă rog să reocupați locurile. Preiubiților, sunt doar două săptămâni de când am sărbat Mărețul Praznic a Învierii Domnului Iisus Hristos și cu inimile pline de bucurie, de când eram copil, așteptam să vină sărbătoarea aceasta, sărbătoarea Pesacului, a Paștelui, în termenele populare românești. O sărbătoare pe care oamenii au încercat să o înțeleagă mai puțin sau mai mult, dar o sărbătoare de o valoare extraordinară. O sărbătoare care subliniază două evenimente foarte importante privind economia mântuirii omului. Moartea Domnului și învierea Domnului. Dacă astea n-ar fi, totul ar fi nothing, cum ziceți voi în America. Zero. Dacă n-ar fi fost cineva să moară și să învieze, să poată da viață, nu se putea realiza mântuirea. Domnul Iisus a zis, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Tocmai de aceea a venit, tocmai de aceea s-a născut, tocmai de aceea a murit, ca într-o zi să învieze și să sădească în fiecare din noi nădejdea învierii. Vreau după masa aceasta, în câteva minute, să medităm puțin asupra textului. Pavel zice că Evanghelia aceasta pe care am primit-o, în care am rămas și prin care suntem mântuiți, dacă o ținem așa, este cea care își atinge scopul și face transformarea vieții noastre. Dacă nu, există aici o expresie care e neplăcută, degeaba. Să spună într-o zi cineva, mai ai venit până la mine pentru problema care te interesează, dar degeaba ai venit că nu te pot ajuta. Să spună într-o zi, în ziua de salar, să vină să spună patronul, eu recunosc, ai lucrat o lună, dar îmi pare rău, degeaba insiști că nu te pot ajuta. Și te duci acasă cu buzunarele goale și cu tot interiorul tău dat peste cap. Să mergi într-o zi la școală și să ți se dea la examen tocmai ceea ce nu te-ai așteptat. Și când e să se anunțe rezultatele, să vină proful și să zică, îmi pare rău, degeaba ai venit, că nu te-ai pregătit.
Cuvântul ăsta degeaba ia câtă că își găsește și în relaționarea noastră la divinitate în locul. Sunt câteva degeaba. Moartea Domnului Iisus Hristos are un rol extraordinar. Și dacă am murit împreună cu El, vom și învia împreună cu El. Și degeaba este eliminat. Dacă n-am murit împreună cu El, atunci nici nu putem pretinde că înviem împreună cu El. Morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos s-a caracterizat prin a fi un mare predicator, un mare învățător, un mare binefăcător. Dar cea mai importantă parte a vieții lui a fost atunci când a acceptat să ia suferința, să ia bajocora, să ia ocara, să ia loviturile, să ia chinul asupra lui, să devină un mare salvator. Asta a fost cea mai importantă parte a activității lui. Moartea Domnului Iisus Hristos a fost scopul principal pentru care El s-a întrupat. El s-a întrupat ca să moară, că moartea putea fi combătută tot cu o moarte. Păcatul, plata păcatului este moartea și păcatul nu poate înlătura decât prin moarte. Și cineva s-a găsit să moară și să ia asupra lui păcatul întregii lumi și ăsta e unul singur, Iisus Hristos. N-a putut niciunul din mari lideri ai lumii creștine, ai lumii islamice, ai lumii mozaice, din toate segmentele religioase ale lumii, liderii mari. Și veți vedea că nici unul n-a putut să spună, unul singur a putut să spună, mă duc la Tatăl și am să mă întorc, să vă pregătesc un loc, am să mă întorc apoi ca acolo unde sunt eu să fiți și voi, să vă iau cu mine. Unul singur a putut să facă asta, Iisus Hristos al nostru. Și El a murit. A murit. Și dacă astăzi aș vrea să mă ocup de un segment a textului care a fost citit, aș vrea să vorbesc puțin de Evanghelia morții Domnului Iisus Hristos. De ce a trebuit să moară Iisus? În primul rând, moartea lui a fost o moarte de ocară. Și dacă vreți să și anunțați, eu vreau să vă dictez textele biblice, ne puteți afișa. Evrei 12:2. Moartea Domnului Iisus Hristos a fost o moarte de ocară. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. O moarte de ocară. El a disprețuit rușinea. Rușinea uneori pe unii duce până acolo încât să sinucid. Eu țin minte când aveam vreo 17-18 ani aici pe strada Vișinului, am locuit o tânără care a fost găsită într-o zi spânzurată și în buzunarul ei era un bilețean. N-am mai suportat rușinea cu care m-am confruntat în ultima perioadă a vieții. Făcuse niște gafe mari de tot. Și rușinea a determinat-o să-și ia viața. Rușinea, păcatul, e rușinea popoarelor. Rușinea conduce la moarte. Și Domnul Hristos, în primul rând, a venit să înlăture rușinea. Să înlăture păcatul rușinii. Dintr-un fiu rătăcit și păcătos, să facă un fiu al luminii, un fiu al lui Dumnezeu, să se înfrățească cu ei și să le spună tuturor, voi sunteți fii ai Tatălui meu, dacă faceți voia Tatălui meu care este în cer. Și să ne cheme la viață. Moartea Domnului este o moarte care izbăvește de ocară. Și a fost o moarte de ocară. Veți vedea că 7 atribute deosebite a avut moartea Domnului Iisus. În primul rând a fost moartea care a venit să înlăture rușinea, care a venit să dea păcatul acesta la o parte și slăvit să fie Domnul, că suntem aici și îl putem glorifica că Domnul s-a ocupat și de problema noastră. Eu nu cred că e cineva care
Poate spuneați că n-a trebuit măcar o dată să stea cu capul așa plecat în jos. Nu cred că e cineva care poate spune în după masa aceasta, pe mine, eu n-am avut de ce să mă rușinez niciodată. Eu totdeauna am ținut capul sus și am zis că sunt curat, am ca zăpada. Nu cred că e. Dar Domnul Hristos a venit și a zis, le iau eu toate asupra mea. El s-a făcut păcat pentru noi. El s-a făcut rușine pentru noi. El a luat rușine asupra lui. El a dat-o la o parte, mărit să fie numele său. În a doilea rând, dimensiunea morții Domnului Iisus Hristos, după Evanghelia propovăduită de Pavel și care am citit în ziua de astăzi, din 1 Corinteni 15, vreau să vă spun că moartea este și o moarte de suferință. Domnul a venit să dea la o parte păcatul, să dea rușinea la o parte fără de legea, dar a venit să dea la o parte și suferința. Profetul Isaia zicea că prin rănile lui suntem tămăduiți. Domnul Iisus Hristos până nu a murit, a vindecat, a deschis ochii orbilor, a adus atâta bine, a fost un binefăcător cum n-a fost altul până la el. Dar prin moartea lui a dat biruință asupra morții și celor care i-au fost urmași. Apostolii au fost propovăduitori, slujitorii lui Dumnezeu sunt propovăduitori și propovăduiesc biruința împotriva morții spirituale. Și au fost situații când și împotriva morții fizice, unii au înviat din morți și am avut situații în Orient, am cunoscut cel puțin 4 cazuri eu în timpul anilor mei de slujire, când oamenii au înviat din morți. Pentru că a fost cineva care a insistat și a putut să pună un accent deosebit pe Evanghelia despre care Pavel zicea, vă fac cunoscut Evanghelia aceasta. O Evanghelie care întrunește în ea mesajul și valențele pe care Domnul a venit să le ofere tuturor celor ce se încrede plin în El. Și moartea Domnului Iisus Hristos poate să înlăture și suferința. Evrei, capitolul 2, versetul 9 și 10. E cuvântul lui Dumnezeu care din nou ne spune, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme, mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă, cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să poată, el să guste moartea pentru toți. Aici se vede mult mai mare, deci ați micșorat așa de mult caracterul meu, cum uitați că aveți un om bornav cu ochii aici. Vreau să vă spun în seara aceasta că într-adevăr Domnul a venit și a murit ca să șteargă ocara. Domnul a venit și a murit ca să dea la o parte frica de moarte. Noi avem doar o trecere. Trecem prin moarte, convinși fiindcă trecem pentru un timp, dar dacă Duhul Celui ce a înviat pe Hristos din morți locuiește în noi, El va învia și trupurile noastre muritoare din pricina Duhului Său, zice Apostolul Pavel, din pricina Duhului Său. Și noi credem în acest adevăr. Evanghelia aceasta este o evanghelie care scoate în evidență atotputernicia Domnului Iisus Hristos. După Scripturi, după Scripturi, zice Pavel, nu după mai știu ce povestiri, nu după mai știu ce legende, nu după anumite istorioare, după Scripturi. După Scripturile Sfinte, ni se spune că Domnul a venit și a luat asupra Lui suferința și dă la o parte suferința, dă la o parte moartea, dă la o parte ocara. Vă fac cunoscut, fraților, această Evanghelie, zice Pavel. Și noi dacă o citim, ne bucurăm, capitolul 15 din 1 Corinteni, dacă vreți, este satisfacția și mulțumirea și izvorul bucuriei noastre spirituale.
Ne scoate în evidență toate beneficiile care le avem în calitate de copii al lui Dumnezeu. Când Japonia era încă în conflict cu Statele Unite, la finele anului 1945, știți că Hiroshima și Nagasaki atunci au fost bombardate și Nokawa este o localitate nu departe de Nagasaki, o localitate destul de mare. Într-o zi, trenul, care avea linia ferată și drumul ferat prin mijlocul localității, era încărcat cu tot felul de materiale și cineva a anunțat pe cei ce conduceau, mecanicul și ajutoarele lui, că e un material explozibil pus în tren, dar nu se știa unde. Și că peste câteva minute materialul și bomba respectivă este așa programat încât să explodeze. Mecanicul s-a uitat în jur, a spus ajutoarelor lui, săriți din tren! A sărit și a accelerat cât a putut el și a ieșit în viteză cu trenul din localitate. N-au trecut poate câteva minute cât a putut să iasă 2 km și deodată s-au produs o deflagrație puternică, o bubuitură mare. S-au văzut numai flăcări și toți s-au dus care au fost în împrejurim să vadă ce se întâmplă acolo. Într-adevăr, s-a produs explozia, dar din tot ce a însemnat omul acela care a salvat localitatea, a rămas o gheată cu o bucată de picior în ea. În rest, n-a mai rămas nimic. Și în Nokawa, până în ziua de astăzi, se spune că există ca un fel de mausoleu din cristal frumos, iar de afară, fiind transparent, se poate vedea o gheată și o bucată de picior în gheată, iar jos cu litere mari scrie: noi toți trăim pentru că El a murit, și o săgeată îndreptată spre picior. Noi toți trăim și avem viață și suntem oile Domnului pentru că El a murit. Mărit să fie numele Său! Cântăm și poate că în seara asta n-ar fi prea mult, frate Tomuța, să mai cântăm o dată Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte, când. Dacă Domnul n-ar fi murit, dacă ar fi venit doar să se nască, să împartă lumea, să împartă în două, n-ar fi făcut mare brânză. Cât a fost un de învățător și tot, nu. Dar El a venit să împartă universul în două. El a venit să stabilească împărăția dreptilor și locul unde se duc cei care au păcătuit, care au trăit în rușine, care au avut o viață de huzuri, care au disprețuit pe cei din jurul lor. Moartea Domnului a fost o moarte de jertfă și rămâne moarte de jertfă. Cât timp biserica va fi pe pământ, vom înțelege că în jertfa Domnului Iisus Hristos avem iertare. În Evrei 9:14, autorul epistolei subliniază acest mare adevăr. Cu cât mai mult sângele lui Iisus Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși, jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Deci, să nu uităm, căci Domnul Iisus Hristos a fost jertfa. Evreii aveau jertfa în funcție de păcat. Dacă n-ai făcut un păcat mare, aduceai 2 pui de porumbel. Dacă era unul mai mare, veneai cu mielul, cum veneai în noaptea pascală și îl sacrificai. Dacă era păcatul mai mare, poate că veneai cu vițelul sau cu bou și trebuia să aduci jertfa în funcție de dimensiunea păcatului. A venit Hristos și a zis, lăsați-le toate la o parte. Nu mai e nevoie de astea. A venit El și a zis, eu răspund la toate dimensiunile pentru eliminarea păcatului din viața voastră. Și s-a dus jertfă odată pentru totdeauna, mărit să fie numele Său. Din El, prin El și pentru El, zice Pavel, sunt toate lucrurile. A Lui să fie gloria și slava în veci. Din El avem izvorul vieții.
Pentru El e slujirea noastră și pentru El cântăm și Lui dăm glorie și slavă, convinși fiindcă într-o zi vom ajunge cu El în cer. Moartea Domnului a fost într-adevăr o moarte de ispășire și când vorbim de ispășire, știm că s-a plătit ispășirea aceasta, a plătit-o. Hristos al nostru a plătit. Hristos al nostru, nu noi am plătit. Noi am acceptat doar plata Lui. El a plătit tot. Moartea Lui fiind o moarte de ispășire, 1 Petru 2 cu 24, înțelegem că Petru, cu toată certitudinea, susține acest mare adevăr, că El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire prin rănile Lui. Noi am fost vindecați. Prin rănile Lui noi am fost vindecați. El a purtat păcatele noastre. A luat păcatul nostru. Acum, e foarte greu să spui cuiva, nu știu cine ar accepta într-o zi să te duci la el și să zici, știi, eu am lepră sau eu am COVID. Să te duci la unul și care zice, am COVID, sunt așa de bună, să spui, o, frate, lasă că eu te strâng în brață, suflă pe mine aici, că iau eu COVID-ul asupra mea. Ar îndrăzni cineva să facă treaba asta? Ei, a venit unul și a spus, diavolului, drace, suflă cât vrei, că noi toți suntem gata să cântăm, urme satana turbat, eu n-am grijă lui, știu că sunt răscumpărat, sunt a Domnului și ne încredem în Dumnezeu și mergem înainte, pentru că Domnul Hristos a ispășit, a plătit ceea ce trebuia plătit și astăzi noi toți putem să ridicăm capul sus și cu bucurie să spunem că suntem fii ai Tatălui din cer, frați cu Domnul Iisus Hristos, care a murit și a murit de bunăvoie. Am putere să-mi dau viața, a zis, și am putere să o iau iarăși. Nimeni nu mă ia cu deasina, eu o dau, a zis Domnul Iisus Hristos. El și-a dat viața de bunăvoie. Pentru tine, pentru tine, pentru tine, pentru mine. Asta e Evanghelia. Vă fac cunoscut, fraților, această Evanghelie, zicea Pavel. În altă parte, zice un înger din cer, dacă vine să vă vestească o altă Evanghelie, să fie anatema. Evanghelia lui avea curajul să spună, am primit-o prin descoperire dumnezeiască și are la bază moartea Domnului Iisus și învierea din morți. Evanghelia aceasta propovăduită de Pavel ne face să înțelegem că Domnul de bună voie și-a dat viața și noi de bună voie trebuie să acceptăm oferta. Că dacă cineva crede că îl acceptă pe Domnul numai în momentele grele, îl accept pe Domnul, oh, să vină Domnul că acum mă simt bolnav, să vină Domnul că acum am nevoie de El și mâine când au trecut toate, mă iau de la început și îmi continui viața așa cum poate altă dată nu trebuia să nici să pomenesc de așa ceva. Dar acum, vedeți, oamenii noștri, ăștia sunt, știu și nici nu mă uit în partea aia, știu un caz când cineva a trecut printr-o situație foarte grea. Și după ce a trecut, a spus-o zâmbind și ironic, a fost o întâmplare. Ce le puneți toate pe seama miracolului și a lui Dumnezeu? Bun. Și am zis, măi, nu mă întârâta pe Dumnezeu să-și retragă mâna și să lasă numai o dată peste tine încă ce-a fost înainte, că o să vezi atunci ce va fi. Moartea și învierea Domnului sunt în stare și astăzi să spele păcate, să vindece boli, să facă transformări, pentru că de-aia a venit Hristos. Prin moarte să murim împreună cu El, prin înviere să înviem împreună cu El, să fim absolviți de ocară, de suferință, să avem plata păcatului jertfa depusă de bunăvoia Domnului Iisus, să avem ispășirea plătită în sângele Lui, să nu uităm că e de bunăvoie, fără să ne condiționeze, dar, la urma urmii, Domnul are o singură dorință, ca să vină la El toți cei trudiți și împovărați, să vină la El, nu să-i întoarcă spatele, să vină la El, să facă parte din familia Lui, să fie cu adevărat copii ai Tatălui din cer,
pentru că într-o zi va trebui să plecăm din lumea aceasta. Dacă moartea Domnului a fost o moarte biruitoare, cum scrie în Evrei 2 cu 14, și a biruit, și a biruit pe diavol, și a biruit totul, și moartea Domnului a fost o moarte biruitoare, să credeți din toată inima că moartea Domnului va fi pentru noi toți tot la fel de biruitoare. Dacă El a biruit, și noi vom birui. Dacă El a băut paharul și pe noi ne ajută, chiar dacă trebuie să bem parte din paharul suferințelor, să trecem cu ușurință prin toată problema asta. Avem o soră aici în biserică la noi care, când am întrebat o soră, dar spune-mi, durerea asta, situația asta, greumântul ăsta, am zis, frate, de unde n-am simțit nimic. Doar atât că m-am simțit foarte slăbită și medicii mai dădeau doar zile. Și a zis, eu atâta că m-am simțit foarte slăbită. Știți de ce? Pentru că toată greutatea, toată povara, tot, dacă vreți, acea îngrămădire de suferință asupra ei a fost luată de Domnul Hristos asupra lui. Moartea Domnului este o moarte glorioasă. El a înviat și e viu în vecii vecilor. El a înviat și învierea lui este unică. Au murit mulți lideri. Și dacă te duci pe Buddha, pe Munt, pe Mahomed, pe Ishvara, pe mai știu eu care mari lideri ai confucioniști, îi găsești pe toți în morminte. Mormântul lui Domnului este gol. El nu este aici. A înviat și e viu în vecii vecilor. Și noi credem în puterea și în Evanghelia Învierii. Mi-ar place să vindece Domnul toate bolile noastre. Mi-ar place să rezolve Domnul toate problemele noastre. Dar mi-ar place în mod deosebit să se ocupe Domnul de învierea noastră spirituală. Învierea spirituală a fiecăruia. Să fim plini de viață. Am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug, zicea Domnul. Am venit ca să dau viață din belșug. Nu vreau să fiu critic, nu mi-am propus să fiu critic după masa aceasta, dar când văd câteodată și cântările așa de anemii, parcă de-abia ne târâm după noi. Era un frate bătrân care zicea, bă băieți, fiți atenți aici, nu târâți pocăința după voi. Să nu târâm pocăința după noi, dar nici cântările să nu le târâm, nici rugăciunea să nu târâm după noi. Dacă slujim Domnului, să slujim cu toată dăruirea. Dacă am înviat împreună cu El, suntem moștenitori împreună cu El și ne vom bucura de cerul cel sfânt împreună cu El. Dar până atunci să rămânem în Evanghelie și să încercăm să ne pliem pe cuvântul Evangheliei. Pavel zice, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și prin care ați rămas, sunteți mântuiți prin ea, dacă o țineți așa. Altfel, degeaba. Degeaba îmi place să cred că n-are loc la Betania. La Betania aș vrea din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne dea Domnul har, și e multă bucurie să putem cu toată dragostea să slăvim pe Domnul și să cântăm cântarea Hristos a înviat.